Bărbatul din Ciupercene are 70 de ani, iar în urmă cu 2 ani i-a murit soția. După ce a terminat cu doliul, a început să-și caute o parteneră de viață. I-a promis-o angajata Direcției de Asistență Socială că îi găsește o soție și a venit astăzi special de la Ciuperceni cu speranța că de această dată va scăpa de singurătate. Venit, mi-a promis bucătăria să-mi găsește o femeie, mi-a murit femeia, nu după alimente. Mi-a promis bucătăria să-mi găsește, vorbesc cu dânsa. A avut însă ghinion pentru că toți angajații Direcției de Asistență Socială au fost angrenați în distribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană și a fost imposibil să poată lua legătura cu angajata respectivă. Și-a lăsat numărul de telefon și așteaptă acum să fie contactat. Scrie numărul de telefon, lasă-l și... Când trebuie să termin aici. Și vorbeam cu ea. Nu se poate acum, înțelegeți dumneavoastră. Nu vă lasă să intrați? Păi da. Asta e numărul, da? Da. Doamne Gheorghe, ăsta rămâne și veniți după ce se termină și discutați cu doamna. Bătrânul și-a făcut și o imagine asupra celui care urmează să-i alunge singurătatea. Să fie pe 155 de ani. Așa? Mai slăbuță, mai... Potrivită, nici așa, nici. Înaltă, să aibă și bani sau nu? Bani am eu, am și... De unde sunteți? Aveți situația, aveți tot ce să-i oferiți? Am și stupe, am și două văcuțe. Și? Rezolvarea și se va până acum sau... Păi dacă nu-mi dau voie să... Așteptați? Da, aștept. Bătrânul a încercat să vorbească și cu femeile care erau la rând să-și ridice ajutoarele, însă nu a rezolvat mare lucru. Da, așa am auzit și noi, da, așa ni s-a spus și noi pe aici. Ce v-am spus? Că își caută o femeie, că e singur de 2 ani de zile și își caută și a promis cineva că îi dă o femeie. Gorjeanul se laudă cu pensia pe care o are, cu o casă și o gospodărie frumoasă.